Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea exact ce vă așteaptă în ziua de 27 iulie. Vom avea trei variante. O să vă rog să alegeți o variantă între 1, 2 și 3. Voi începe cu 1. Pentru voi este o zi foarte liniștită, este posibil să primiți cadouri aici, s-ar putea ori să participați la o zi de naștere, o să fie chiar ziua voastră de naștere, la mulți ani în acest caz. Dar, pe general, o zi foarte plăcută și liniștită pentru voi, nu veți avea probleme. Dacă aveți ceva obiective pentru această zi, cu siguranță veți reuși să atingeți obiectivele dorite. Bun. Varianta 2. Este momentul să luați o pauză. Încercați în această zi să luați o pauză și să nu vă mai stresați atât de mult pentru lucrurile pe care le faceți în general. De asemenea, vi se recomandă ca dacă puteți și mai aveți putere, să încercați să faceți un pic de curățenie în casă, pentru că acolo există anumite lucruri pe care voi nu le folosiți și captează niște energii și le blochează acolo și efectiv vă creați blocaje prin chestia asta. Dar asta numai dacă puteți, dacă nu puteți chiar în ziua asta, atunci măcar odihniți-vă și după aceea ocupați-vă ușor, ușor de aceste aspecte. Varianta 3. Pentru voi este o zi în care veți fi mai mult în energia voastră feminină, veți fi mai sensibili, mai creativi și mai receptivi. Lucrurile vor sta foarte bine pentru voi. Veți fi foarte la curent cu intuiția voastră și veți putea să simțiți persoanele care vă vor răul din comunitate. Foarte important să țineți cont de aceste intuiții. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper să vă fie utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!